Ultimul apus de soare. Capitolul 2. Prețul plătit. Într-o dimineață, am primit pe telefon un mesaj dintr-o altă țară, prin care eram întrebat: de ce Dumnezeu nu l-a omorât imediat pe Satana atunci când s-a răzvrătit în cer? Mi-am dat seama că persoana care îmi scria era sinceră și avea multe frământări în inima ei. Am răspuns la întrebarea trimisă, explicând pas cu pas de ce Dumnezeu l-a lăsat pe Satana în viață. Imediat am primit a doua întrebare: de ce Dumnezeu a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi? Am sunat persoana care îmi scria mesajele și am constatat că în spatele acestor mesaje se afla o doamnă care dorea din toată inima să afle adevărul. Am început să îi vorbesc despre imensa dragostea lui Dumnezeu, pe care noi oamenii nu o înțelegem și nu o prețuim îndeajuns. În timp ce îi vorbeam despre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, despre faptul că a luat păcatele noastre asupra Lui, a fost bătut, scuipat, condamnat la moarte, pus în numărul celor fără de lege, atârnat pe o cruce în mijlocul celor doi tâlhari, doamna a început să plângă strigând: de ce? De ce? De ce? Am continuat să vorbesc, explicând că atât eu cât și ea, ca să putem trăi, a fost nevoie să moară El, Fiul lui Dumnezeu. Iar în mulțimea aceea turbată, ne-am fi unit și noi, strigând împreună cu gloata furioasă: la moarte cu El! Păcatele noastre atârnau greu asupra sa, iar noi, prin rănile lui, suntem tămăduiți. Rar mi-a fost dat să aud pe cineva plângând așa de tare din toată ființa. Am așteptat câteva momente să se liniștească și i-am spus că palmele mântuitorului meu drag vor rămâne pentru totdeauna cu urmele acelor piroane ruginite, arătând cât de mult m-a iubit și te-a iubit. Dumnezeu a dat tot, singurul lui fiu s-a pus, nesilit de nimeni, pe cruce acceptând să moară în locul tău și al meu. Cât de mare a fost prețul acesta, este imens. Întreaga omenire poate primi iertare în dar, iar sângele lui Iisus poate spăla orice păcat dacă noi îl mărturisim, îl părăsim și ne întoarcem din toată inima noastră la Domnul. Iubirea lui Dumnezeu pentru noi a fost arătată la Golgota. Acolo, legea ceremonială a luat sfârșit, pentru că mielul lui Dumnezeu a fost înjunghiat. De multe ori, noi ne permitem să ne jucăm cu păcatul. Și știți de ce? Pentru că nu te-a costat pe tine, nici pe mine. Aceasta este mulțumirea pe care tu și eu o aducem aceluia care a ales să moară pentru ca noi să trăim. Tatăl a dat tot ce a avut mai scump, pentru ca noi să putem fi mântuiți în împărăția sa. Trăim un timp târziu, în istoria acestui pământ, când aproape întreaga omenire a întors spatele lui Dumnezeu, alergând pe pământ de la o mare la alta, după bucuriile lumii acesteia. Oameni dragi, nu există bucurie fără Dumnezeu. El este bucuria noastră. Pe pământul acesta noi suntem străini și călători pribegind către o țară mai bună. Poate că te găsești departe de casa de sus, departe de Tatăl Ceresc. Poate că ai ajuns într-un punct în care simți că viața ta este în primejdie. Te rog, ascultător drag, întoarce-te la Tatăl tău care te așteaptă cu dor, cu brațele deschise. Ascultă-mă cu atenție. Este mare bucurie în cer când un fiu se întoarce acasă. Nu uita, prețul a fost plătit cu sânge de Dumnezeu. Este freamăt mare în cer. Totul este gata, iar întreg cerul privește cu dor spre tine, așteptând cu respirația întretăiată ca tu să prinzi mâinile străpunse și să-L accepți pe Domnul în viața ta. Va veni un timp când se va zice: s-a sfârșit. Cine este întinat să se întineze și mai departe, iar cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Apocalipsa 22:11. Atunci, pentru mulți va fi prea târziu. Mulți și-au bătut joc de harul lui Dumnezeu, făcând din har o umbrelă pentru a păcătui în continuare. Plecați de la mine pentru că nu vă cunosc, va spune Domnul acelora care au lucrat fără de lege. Astăzi, dacă auziți glasul meu, spunea Domnul Iisus, nu vă împietriți inima. Alege viața ca să trăiești.
nu te lăsa convins de prințul întunericului și de îngerii căzuți care cutreieră pământul, semănând confuzia și minciuna care va duce la moarte. Foarte mulți sunt înșelați de acel ce a înșelat pe primii noștri părinți. Unora le spune că sunt prea tineri, că au un viitor în față și multe bucurii, iar altora, mai în vârstă, le spune că sunt prea bătrâni și că nu este normal ca după ce toată viața i-au slujit lui, acum la final să se întoarcă la Dumnezeu. Mulți cad în această capcană și acceptă cuvintele amăgitorului, întorcând spatele chemării lui Dumnezeu. Ascultătorule drag, tânăr sau bătrân, tu ai preț în ochii lui Dumnezeu. Ai fost săpat în palmele lui, te prețuiește mult, este gata să dea popoare pentru viața ta. Te iubește așa de mult, încât a coborât jos pe pământ plătind cu viața lui de Dumnezeu păcatele tale. Poate că este târziu, dar nu este prea târziu să te întorci la tatăl tău care te iubește așa de mult. Totul a fost plătit de el, iar alegerea îți aparține ție.